Hai, salut băieții și bine am găsit la un episod de pe canal, băieții, de data asta suntem pe SAM. Bă, n-am mai intrat pe SAM de vreo 3 săptămâni, cred, sau 2 săptămâni, nu mai știu, oricum ceva de genul. Bă, și am revenit aici pe SAM, vreau să vă zic mai multe în clipul ăsta, ce urmează să facem pe canal. Am postat și un stropul pe canal, dacă încă n-ați votat sau încă n-ați văzut stropul, îl aveți la comunitate, puteți să votați acolo, dar oricum momentan a ieșit. Să jucăm SAMP și să ne mutăm pe Rage Behut când o să se deschidă. Și vreau să vă zic ce s-a întâmplat pe GTA 5 RPG, de ce nu mai jucăm pe serverul ăla. Și vreau să vă zic că sâmbătă, adică astăzi când vedeți voi clipul e vineri, adică mâine practic o să facem un giveaway așa de revenire aici pe SAMP cu, nu știu, 50-100 de miliarde, depinde, să vedem câți abonați o să fim pe live-ul ăla. Deci dați și voi acolo, prindeți clopoțelul și dați acolo un subscribe dacă sunteți pe canal, pentru că am văzut că sunteți destul de mulți care vă uitați la mine, la videoclipurile mele și nu sunteți abonați la canal, cam 40%, 38-40% din câte am văzut, din vizionări de la persoanele care vizionează canalul meu, nu sunt abonate, așa că dați și voi acolo pe subscribe, băieți, apăsați pe butonul ăla de subscribe și apăsați și pe butonul de like, să vedem câte like-uri strângem la un clip cu SAMP, pentru că la clipurile aia cu GTA 5 a fost cam jale și nu prea am făcut like-uri. Și da, mă, bă, foarte mulți m-ați întrebat acum când am revenit pe SAMP dacă o să mai intru într-o facțiune. Vreau să vă zic că nu mai intru într-o facțiune, vorbim așa un pic despre SAMP acum, nu o să mai intru o facțiune pentru că n-are rost, că din câte am înțeles astăzi ar fi trebuit să se deschidă serverul beta de Rage Behut, să vedem dacă se mai deschide beta Behut pe Rage, dacă nu, I don't know, băieți, dacă nu se deschide așteptăm, o să jucăm aici pe SAMP. Vedem noi ce face, mai dau și un rând care aici era un sultan de ăsta nebun, un BMW. Hai să vă zic ce s-a întâmplat pe GTA 5 RPG și de ce m-am lăsat de acolo, de serverul ăla și de Rage totodată, pentru că, în primul rând, este o comunitate foarte toxică, de la jucători până la membrii staff. Nu toți membrii staff și nu toți jucătorii sunt toxici, dar majoritatea sunt. O să dau și nume pentru că nu mă ascunde nimeni. E vorba despre clanul lui Zuzu Andrei și de abonații lui care s-au apucat cu el pe server. Sunt destul de mulți și dacă dintr-un server de 300, 200, 180, câți au ei pe server, că nici nu știu sincer. Au fost cel mai mult 200 parcă. În fine, n-are importanță, dintr-un server destul de micuț. Dacă 30 de jucători îți dau cu hate ție doar din cauza unui alt YouTuber, eu zic că n-are rost să joci. Plus de asta, nu, problema asta nu am doar eu, au mai mulți jucători. Și în staff sunt câțiva membri care țin apărarea jucătorului respectiv, YouTuberului respectiv. Stați așa, dau și o melodia pe repeat, mă scuzați că bag joc în bară în timp ce filmez, am uitat să o pun pe repeat. Sunt și în staff admini care țin apărarea YouTuberului respectiv. Da, v-am zis, e vorba de Zuzu Andrei, un om foarte toxic, fără creier. Nu știu, nici n-am cuvinte cu eu, așa om încuiat la minte și cu o mentalitate atât de proastă, sincer, n-am văzut până la el. E cel mai prost YouTuber, prost, gen nu... Mă refer la lucrurile pe care le face el pe YouTube. El e prost la propriu și la figura și cum vreți voi, gen. E prost el ca om. Nu munca pe care o face el e proastă. Și da, pune jucătorii să înjure, să omoare pe alții, să aibă grijă. Păi fiți atenți să vă spun ce s-a întâmplat, ca să vă dați și voi seama cam ce player sunt acolo pe server. Eu când intram pe server și vedeau ceilalți, nu știu câți erau ei, mulți playeri, că m-am conectat pe server, toată lumea era slash find owner. Da. Ce vreau ăsta? Sunt jos, te rog, spune. De ce să cobor? Paruri. Flash. Hands up. Ați plătit și aici, amendă, accept, ticket, 526.
Mamă, cât am plătit, mă, mâncați aici gura ta. 3.250.000. Cum aprindeam mă farurile așa pe control? Bă, nu prea mai știu tastele astea pe SAMP și comenzile pentru chat-uri, dar o să mă învăț cu ele astăzi, când am intrat, scriam slash VIP și nu știam de ce nu merge. Bă, sunt destul de mulți pe server, 675, astăzi erau vreo 800 când am intrat prima dată. În fine, hai să continuăm ce vreau să vă zic. Dădeau toți din clanul respectiv plus alții find pe mine. Și nu mereu, dar de majoritatea turelor, gen când intram pe server asta se întâmpla, dădeau find pe mine și veneau, mă izbeau, mă jurau. Dacă mă jurau pe voice chat, eu nu puteam să le fac nimic. Mă jurau pe serverul de Discord, din nou nu puteam să le fac nimic. Dacă mă duceam să dau un rob la bancă, stăteau cu find-ul pe mine, v-am zis. Și cum vedeau că intru în bancă, stăteau aici gen, după bancă, eu mă duceam acolo să dau rob și după ce deam rob și puneam codul, veneau și de 3, 4, 5 și mă omorau instant. Nu puteam să dau rob, strică plăcerea jocului altor jucători, gen ei, asta fac, preferă să joace singur, cred, nu știu. Un staff, niște admini care n-au mai fost admini în viața lor, dar au apărut ca ciupercile admini pe GTA 5. Acuză alți admini, adică pe mine, pentru că v-am zis, ia apărarea lui ălaltul, lui Andrei, și na, ăla dacă nu mă suportă vrea să mă scoată din staff și nu știa cum să mă scoată din staff, și probabil pe ăla la celălalt admini mai mari ca mine. Și e vorba de Bobo aici, care stătea spec pe mine, care, sau nu neapărat spec, îmi urmărea orice mișcare, dar dacă eu eram admin și vreau să mă duc la bancă și dau goto biz, biz 1, să mă duc la bancă să scot niște bani, el considera asta ca abuz. Gat, hop, dădea pumul la Dasby. Dacă, nu știu, trăgeam pe cineva la mine să ne plimbăm cu mașina, hop, de ce tragi jucătorul la tine? Dacă dădeam goto la cineva să dau invite în clan, hop, de ce dai goto? Astea sunt lucruri de admin gen care, bă, ar trebui să am acces la ele fără să-mi fiu luat la rost, pentru că am muncit pentru funcția de admin. Dacă am ajuns admin și dau gotul la un jucător, asta înseamnă că fac abuz. Nu mă ajută cu nimic, nu fac bani din asta și nu am niciun beneficiu gen. Pur și simplu am dat un gotul să nu mai stau să pierd timpul. În același timp în care el m-a acuzat pe mine de lucruri de genul de abuz și pula mea, el și cu încă câțiva admini, Sile și nu mai știu cine, făceau job și quest-ul special, quest-ul ăla de Halloween de care v-am zis eu vouă, îl făceau cu noclipul, oamenii mei făceau bani, gen fiind admin, făceau bani cu noclipul, adică cu fly-ul, să vă zic așa, în termen de SAMP, și făceau bani foarte mulți și na, au cumpărat bizuri, bizuri bune, pe care poate un jucător normal și-ar fi dorit să le cumpere, dar n-au putut din cauza lor, pentru că na, ei au făcut bani cu noclipul. El fiind admin 5, să nu cumpere el bizou, a transferat toți banii pe care i-a făcut toți. S-a transferat o mare parte din banii pe care a făcut unui alt jucător care nu era admin la momentul ăla gen. Atunci, gen, când au fost licitate bizurile și, na, ulterior l-a luat și la admin, dar na, n-a fost admin când s-au licitat bizurile. Asta e important. Făceau scuba diving cu fly-ul și ăla nu mai era abuz, dar a fost abuz și am făcut eu. Că am dat gotă la un jucător, că, na, pula mea. Că m-am dus la bancă să scot niște bani cu goto, cu TP-ul, că m-am dus la un job. Astea sunt abuzuri ce fac eu, dar ei că fac lucrurile astea, nu e mai abuz. Și ce credeți, am făcut și eu o reclamație, gen am dat un pumn să văd dacă e ok ce fac și mi s-a răspuns că da, e ok ce face, pentru că e admin 5 și practic e serverul lui și face ce vrea. Ca să înțelegeți, un admin 5 are voie să facă bani cu fly-ul, să dea banii făcuți prin abuzul unui alt jucător și jucătorul respectiv să cumpere bizuri pe care un jucător normal, vă dați seama, n-a mai avut șanse să-l cumpere din cauza că na, s-au făcut foarte mulți bani prin chestia asta cu fly-ul și cu toate prostiile. În fine, și cam asta ar fi de ce m-am lăsat eu de server. Serverul nu are un regulament pe care să poți să iei măsuri împotriva altor jucători.
dacă vrea cineva să strice jocul, ți-l strică fără nicio problemă. Dacă sunt 3-4 playeri, vin și te omoară toți de câte 2-3-4 ori și gata, ți s-a dus cheful. După ce te omoară de 2-3-4 ori, te urmăresc toți cu find-ul și te izbesc în continuu. Dacă ești admin, nu poți să activezi noclipul să scapi de ei pentru că n-ai face abuz. Dacă ești jucător normal, n-ai cum să scapi de ei pentru că n-ai cum. Tu trebuie să te miști cu o mașină pe joc, dar n-ai cum pentru că vin aia 3-4 jucători din clanul unui prost care trebuie să strice jocul. Și nu 3-4, am zis eu 3-4, 30-40, să înțelegeți. La fiecare job găseai câte unul, te duceai să dai un rob, găseai unul, te duceai, nu știu, să faci questurile, găseai unul și nu puteai să te joci. Pur și simplu nu puteai să te joci și la un moment dat ți se ia și, nu știu, faci o greșeală că na, nu mai suporți și primești remove ban sau ce dracu, dacă îl înjuri pe unul primești tu mut, el dacă te înjură pe tine nu primești mut. Dacă eu scriu acum pe VIP clanul B este Popo, normal ar fi să primesc mut, nu? Dar el dacă zice că clanul X este Popo, adică Poponari, îmi scuzați limbajul băiți, nu primește mut pentru că nu, e Popo. Și nu e jurătură, n-avem 12 ani să ne dăm mut pentru un jurătură de asta. În fine, și plus minciunile care s-au zis că eu am dat angei la membri din clanul meu ca să dau atacuri sau nu știu ce, dar să dăm roburi, că am dat 200 nu știu câte roburi. Păi dacă dădeam 200 și ceva de roburi, eram bogat pe serverul ăla, eram bine, rău, cu ce bizuri vroiam și ce mașini vroiam eu. Bă, sincer, am făcut ceva bani, oricum nu eram chiar așa rău, am dat tot ce aveam unui jucător random de pe server, că n-am vrut să dau la prieteni să zică cineva ceva. Am dat totul unui jucător random. Am băgat și o grămadă de bani. Serverul ăla, sincer, îmi pare rău. I-am dat prea multă încredere. Am crezut că o să fie un server ok. Poate că n-a fost de la început ok, dar credeam că o să se reglementeze lucrurile. Gen, dar n-a fost să fie. Aia e. Sincer, nu-mi pare rău pentru că mi-a făcut plăcere cât am stat acolo, dar îmi pare rău că na, s-a ajuns aici și am avut încredere într-un server care nu merita să am atâta încredere. Și oricum, după cum știți, dacă mi-ați urmărit videoclipurile, am zis că mă urma să mă las de serverul ăla când se deschide RHB-ul, dar a fost să fie să mă las mai repede și acum jucăm Samp și urmează să facem giveaway. Și cam asta ar fi, mă băieți, sper că am lămurit treaba, o să ne vedem pe Samp zilele astea până se deschide BHUD-ul oficial pe Rage. O să mai joc și acolo în perioada beta oricum, pentru că na, vreau să văd și eu cum e, cum se comportă serverul cu mai mulți player pe el și sper să fie totul bine. Ne vedem data viitoare, băieți, nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like dacă sunteți noi pe canal și dacă vă plac episoadele cu Samp și dacă doriți să mă susțineți și dacă sunteți noi pe canal, nu uitați să vă și abonați. Eu am fost Hunăr și ne vedem data viitoare, repede.